Azi noapte a fost o noapte de foc pentru Făgăraș și pentru Spitalul Municipal Făgăraș. Noaptea caoții au încercat să aducă pacienți, să transfere pacienți de la Spitalul Județean Brașov la Spitalul Municipal Făgăraș. Situația a fost undeva până la ora 2 și jumătate, 3, după ce au sunat că ar dori să aducă un pacient de la Spitalul Județean la secția de cardiologie. Discuțiile au fost între conducerea Spitalului Municipal și conducerea Spitalului Județean, iar ei s-au reorientat și au dus pacienții la Spitalul de Neurologie.